Am învățat aceste trucuri și secrete de câțiva ani de zile, vă spun sincer, de când am avut și eu câteva magazine în mediul online și a trebuit și eu să caut fabrici și tot felul de furnizori. Cele mai multe ori nu veți comenta din punct de vedere al unui business, iar cele care sunt comentariile neadevărate, care sunt plătite, de cele mai multe ori vor spune că super rapid, serviciu extraordinar, a ajuns la timp, calitatea este super bună, recomand. Bună, bună, oameni minunați, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă invit cu mine în natură puțin, deoarece este o vreme extraordinară, este foarte, foarte frumos, este foarte cald, motiv pentru care și eu am ochelarii de soare, vă rog frumos să nu vă supărați, însă lumina este mult prea puternică și voi avea nevoie să-mi pun acest ochelar de soare. Și da, să vedem. Astăzi vom vorbi despre cum să cumperi produse de calitate de pe internet, mai ales având în vedere că v-a plăcut foarte mult videoul anterior despre ce produse am cumpărat online, ce hăinuțe mi-am cumpărat și v-am promis că voi veni cu un video în care vă voi spune câteva secrete despre cum să cumpărați produse de calitate online și să fiți sigur că nu dați banii pe prostii sau pe produse proaste sau furnizori care nu-și respectă promisiunea și pur și simplu să luați țeapă, să spunem așa. În primul rând, primul sfat este când comandați ceva online, vă voi sugera să vă uitați mereu la comentarii. Uitați-vă la review-uri, uitați-vă la comentarii, dar chiar mai mult ce fac eu mereu, mă uit la comentarii, dar mă uit la comentariile cu poze. Îmi place foarte mult să văd experiența altor clienți, îmi place să văd efectiv, realmente, cum arată produsul respectiv, pentru că de cele mai multe ori oamenii care fac poze la produsul respectiv vor pune părerea lor sinceră și îmi doresc să văd produsul cu adevărat cum arată el de la oamenii care postează în comentarii, decât doar să văd pozele pe care, bineînțeles, le-a postat persoana care le vinde. Pentru că de foarte multe ori diferența este enormă, mai ales dacă comandăm de pe AliExpress, eBay, Amazon, eMAG, toate aceste platforme unde sunt furnizori diferiți pentru același produs și calitatea de multe ori poate să fie ok sau nu poate să fie ok. Ba mai mult, fiți foarte atenți la aceste comentarii, mai ales cu poze, uitați-vă cu atenție data în care a fost postat acel comentariu, deoarece de foarte multe ori se întâmplă ca magazinele online să plătească pe cineva și să primească, cum ar veni, comentarii automate și veți vedea că sunt 3, 4, 5 comentarii publicate exact în aceeași dată, cu poze foarte asemănătoare sau nume foarte, foarte comune. Spre exemplu, dacă veți vedea tot timpul Smith sau Anna sau nume din acestea care, bineînțeles, sunt foarte, foarte populare, ori în America, ori unde ar fi și vedeți că este postat exact în aceeași dată și oarecum este exagerat de bun comentariul, de cele mai multe ori acelea sunt comentarii fake, adică sunt comentarii false, sunt comentarii primite datorită faptului că furnizorul a plătit pentru acele reclame, pentru acele comentarii. Deci mare atenție, cine postează numele comentatorului sau dacă este anonim, în schimb să vedeți unghiul din care este făcută poza și ce cuvinte folosesc. Pentru că puneți-vă și voi în situația în care dați un comentariu, de cele mai multe ori nu veți comenta din punct de vedere al unui business, iar cele care sunt comentariile neadevărate, care sunt plătite, de cele mai multe ori vor spune că super rapid, serviciu extraordinar, a ajuns la timp, calitatea este super bună, recomand, adică sunt cuvinte așa foarte, foarte, foarte 100% să vă facă să cumpărați acel produs, iar acele comentarii de foarte multe ori nu sunt reale. Al doilea lucru la care mă uit înainte să cumpăr ceva online, mai ales dacă vine vorba de haine sau orice, este să caut puține informații despre furnizor. Cine este furnizorul? Mă voi uita la cele mai bune produse care sunt cele mai populare pe site-ul respectiv din partea furnizorului. Dacă, repet, dacă este de pe Amazon sau dacă este despre AliExpress, de pe toate aceste platforme puteți să vedeți cât la sută este acel furnizor în funcție de calitatea pe care a oferit-o și mulțumirea clienților, va avea un anumit rating, practic va avea 98%, 95%, 68%, 80%, cât de mult pot să contez pe el și în funcție de ce au comentat clienții, mai multe criterii, vă cam dați seama ce activitate are, cât de implicat este furnizorul, cât de
ales publică, ce fel de produse are, dacă este doar pe anumit domeniu și veți vedea de cât timp este firma sau magazinul respectiv deschis. Așa, voi cerceta puțin să văd, mai ales dacă este o companie nouă sau un site nou pe care nu am mai cumpărat până acum, mă voi uita să văd de cât timp este pe piață și cam ce activitate are firma respectivă, astfel încât să-mi dau seama dacă aș putea sau nu să am încredere în ei. Numărul 3. Compară produsul tău cu alt produs asemănător sau chiar același produs cu alt furnizor. De foarte multe ori, mai ales dacă veți găsi un produs care este în trend, care este în vogă, veți descoperi faptul că acel produs îl veți găsi pe mai multe magazine, de la mai multe fabrici, de la mai mulți furnizori. Ei bine, uitați-vă la prețul produsului în primul rând, la timpul de livrare și la costul livrării. Eu așa fac mereu, mă uit să văd exact care este oferta cea mai bună și de foarte multe ori vreau să fiu sigură că produsul este 100% același produs și mă voi orienta în funcție de costul livrării și costul produsului în sine, pentru că de foarte multe ori există varianta să găsești un produs foarte, foarte bun, dar doar pentru că un anumit furnizor a investit foarte, foarte mult marketing, a plătit foarte multe reclame și să promoveze acel produs, bineînțeles, îl va pune la un preț mai mare, însă același produs, aceeași calitate, îl puteți găsi la un preț mai mic, în condițiile în care furnizorul nu a plătit pentru produsul respectiv să-și facă reclamă cu el, să promoveze produsul. Iar dacă chiar acel produs este de la amândoi furnizori, vă cam dați seama în funcție de ce poze veți vedea și calitatea și dacă veți citi descrierea produsului, de multe ori este același, mai ales dacă este produs în China sau în Taiwan sau, da, de cele mai multe ori este același produs, însă pe mai multe rețele de socializare, mai mulți furnizori și găsiți aceeași, este aceeași calitate, același produs, însă prețul diferă. Numărul 4. Cum să cumperi un produs de calitate? De cele mai multe ori, când sunteți pe un website, când sunteți pe un site de cumpărături, puteți să selectați anumite filtre, puteți să căutați anumite produse în funcție de anumite criterii. Ei bine, eu mereu voi căuta dacă este varianta să bifez 5 stele, practic să fie produsele care sunt cu cele mai multe recomandări din partea clienților, iar în același timp voi bifa dacă există și varianta cu produsul care este cel mai popular în momentul de față. Însă, nu de cele mai multe ori, care este cel mai popular este și cel mai bun, pentru că, revin, site-urile acestea, modul în care sunt promovate, îți vor sugera produsele care au cele mai multe vânzări, iar cele mai multe vânzări, de foarte multe ori, au produsele care au fost, bineînțeles, promovate, în care furnizorii au investit bani ca să promoveze acel produs. Însă, pe mine, ce mă interesează la acest punct este să nu pierd o grămadă de timp, să-mi arate doar produsele de 5 stele și care au fost cele mai bine vândute în ultima perioadă, pentru că automat, dacă s-au făcut mai multe vânzări, în același timp voi avea și eu de unde alege din comentariile și pozele clienților care, bineînțeles, au cumpărat acel produs, voi avea și eu, bineînțeles, la rândul meu de unde să aleg și să decid ce este potrivit pentru mine și dacă să cumpăr sau nu. Acestea sunt câteva dintre sfaturile pe care le aplic eu. Am învățat aceste trucuri și secrete de câțiva ani de zile, vă spun sincer, de când am avut și eu câteva magazine în mediul online și a trebuit și eu să caut fabrici și tot felul de furnizori. Iar pe partea cealaltă, bineînțeles că am cumpărat și eu tot felul de produse online, mi era mai la îndemână și doream la fel să fie și calitativ. Prefer de multe ori acum, cel puțin în ultimii ani, să plătesc puțin mai mult pe un produs, însă să știu că este de calitate, dar de cele mai multe ori încerc să economisesc cât de mult bănuț se poate și nu îmi place să cumpăr un produs pe care știu foarte bine din reclama pe care o văd oriunde ar fi și știu cam de unde vine furnizorul, dacă este de pe AliExpress, dacă este de pe Alibaba, dacă este de la o fabrică din America. Acum, datorită faptului că în ultimii ani de zile am lucrat în domeniu și cam știu cam ce furnizor sunt și cer pe cât se poate să comand și să fac într-adevăr valoarea produsului, pentru că, vă spun sincer, mi-am luat foarte multe țepe, am cumpărat foarte multe lucruri care pur și simplu nu justificau costul, materialul nu era nimic, era pe departe asemănător cu ce arăta în poze, pe lângă faptul că de multe ori mai și aștept o perioadă destul de lungă ca să-mi ajungă coletul, mai ales dacă comand și nu este din UK, pentru că cele mai ieftine produse sunt din China, din Taiwan, de undeva din Asia și bineînțeles că transportul durează puțin mai mult la acele produse. Doar în cazul în care vor avea un depozit, un warehouse în UK, atunci într-adevăr vin foarte repede, dar și
și prețul va fi puțin mai scump pentru că, bineînțeles, primesc produsul mai repede, este într-un warehouse aici, cine deține warehouse-ul în UK va plăti anumite costuri și automat își va adăuga adaosul la produsul pe care îl va vinde ca să îi fie și lui profitabil. Iar eu, știind aceste lucruri, folosesc AliExpress, Alibaba, eMag, eBay, Wish, Etsy, toate aceste platforme și website-uri ieftin, ieftineală, cum se spune, însă dacă într-adevăr, cauți cu atenție, vei găsi și oameni extraordinari, fabrici foarte bune, cu calitate foarte bună, la un preț foarte, foarte mic, iar magazinele mari și furnizorii mari pur și simplu le vor vinde pe site-uri mult mai mari, mult mai frumoase, în care vor investi în marketing, în promoții și, bineînțeles, le vor vinde la un preț mai mare pentru că timpul de livrare este mai convenabil pentru noi ca și cumpărători. Însă, de foarte multe ori, eu când îmi doresc să-mi cumpăr ceva, prefer să testez puțin piața și să cumpăr direct de la furnizori, deci motiv pentru care petrec așa mult timp să mă decid dacă merită sau nu produsul, iar acum cum este în lockdown, știți foarte bine că nu avem atât de multe variante să ieșim la cumpărături și bineînțeles că am petrecut mai mult timp online și am făcut și mai multe cercetări înainte de a-mi cumpăra câteva hăinuțe. Sunt foarte, foarte entuziasmată de achiziția hainelor pe care le-am cumpărat, vă spun sincer că până acum chiar nu mă gândeam că aș putea, de câte ori îmi comandam ceva online, nu mi se potrivea, indiferent dacă era vorba de o rochie, la pantof, la papuș, la sandal, nici să nu mai spun, nici încă nu mi-am făcut curaj să comand nimic online pentru că am o mărime foarte ciudată la picior și nu cred că voi reuși vreodată să cumpăr un pantof sau o sandal sau o încălțăminte care să mi se potrivească perfect mănușă, pentru că da, sunt foarte mică la picior, destul de lată, este o adevărată aventură să-mi caut, trebuie mereu să-mi fac papuși la comandă de cele mai multe ori. Ok, vă mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult că am realizat acest video, vă mulțumesc dacă ați urmărit până la final, să aveți un weekend cât mai frumos și ne revedem duminica viitoare la ora 2, ora din Anglia, respectiv ora 4, ora din UK. Aveți grijă de voi, ciao, pupici!